Am spus că vreau să vă, să vă mai dau câteva detalii și câteva lămuriri, pentru că în urmă cu puțin timp cineva ne-a acuzat, dacă pot să spun așa, că în loc să cultivăm legume pe teren, preferăm să cultivăm niște pomi, să plantăm niște pomi ca să ne îmbogățim. Așa. Și că alergăm după cai verzi pe pereți, ceva de genul, nu mai știu exact cum s-a exprimat persoana respectivă. Ei bine, pentru el și pentru cei care gândesc la fel, am să vă spun două, trei cuvințele. Aici, pe terenul acesta, teren care a aparținut străbunicilor mei, bunicilor, terenul lui tata și acum al nostru și al copilului nostru. Aici, pe timpuri, când eram eu copil, veneam cu toții și munceam pământul, aveam porumb și fasolică și veneam cu toți în familie, cu mic, cu mare și adunam, prășeam, culegeam cu toții, pe timpuri, pe timpul Ceaușescu. Ei, acum nu se mai poate, pentru că în zona aceasta este o zonă, după cum ați putut observa, la marginea pădurii și aici vin porcii mistreți și mănâncă tot. Deci, porumb nu se poate cultiva. Sunt foarte mulți porci și nu putem să cultivăm porumb sau orice altceva și să stăm de pază zi și noapte aici. Ca să răspund la întrebarea și nedumerirea persoanei respective și a celor care gândesc în felul acesta. Persoana respectivă mi-a zis, da, dar și porcii trebuie să mănânce și totul are un rost în natură, corect. Dar, în condițiile în care ești săran și n-ai nicio sursă de venit, pentru că nu ai niciun serviciu și trăiești din ceea ce muncești. Dacă nu muncești, nu trăiești, nu mănânci, nu ai ce să asiguri, n-ai hrană să-i pui pe masă copilului. Deci, noi nu urmărim să ne îmbogățim, noi tot ceea ce dorim este ca copilul nostru să aibă un viitor și un trai decent. Plantația de paulonia, arbor de minune care crește într-un an câți alții în 10, nu o facem pentru noi, pentru bogăția noastră, ci o facem pentru copilul nostru. Există două variante. Unu, fie îl va folosi ca și cherestea și va avea o mobilă din lemn, nu ca mine, din carton presat și nu-i va mucegăi hainele pentru că va avea o mobilă din paulonia, așa. Va avea un pat din paulonia, un șifonier din paulonia, o masă din paulonia, un scaun din paulonia, o canapea din paulonia și va trăi într-un mediu curat, neinfectat de mucegai. Varianta 1. Pentru cherestea. Deci, implicit pentru mobilă. Mobila ei. Și 2. Există varianta sau opțiunea sau cum se spune, scenariul cel mai trist, atunci când va fi criza energetică, dacă va fi criza energetică, poate nu va fi criza energetică, în cazul în care va fi o criză energetică și nu va avea cu ce să se încălzească pe ea copiii ei. Nu va avea ce băga în pentru că noi la țară, noi țăranii, ne încălzim cu lemne, pentru că avem sobe de teracotă și ne încălzim cu lemne. Este un copac cu cea mai mare creștere din lume.
Da, nu numai atât. Faptul că el crește, bun, crește, dar la ce servește el? Păi, și atunci, la ce servește Paulonia? Nu numai pentru cherestea sau pentru biomasă. Nu doar atât. Servește să respirăm aerul curat. Așa cum toată lumea știe, în orașele mari mai ales, aerul este irrespirabil, ați constatat și voi. Nu e cazul să vă mai spun eu acum cum se respiră în București sau în Ploiești sau în Pitești sau mai știu eu în care alt oraș. Orice oraș, și Râmnicu Sărat chiar, cât el de mic, e irrespirabil. Paulonia trebuie să fie plantată în fiecare oraș. Să existe parcuri de Paulonia la fiecare bloc. Să existe un Paulonia, cel puțin. Paulo pentru aer. Ok? Pe spatele frunzei se află niște perișori. Am citit și eu, mai citesc și eu din când în când, că n-am timp, că na. Trebuie bălăria jumulită, trebuie mâncarea făcută, curățenia cât se poate și ea făcută și ea. Da, nu prea am timp să citesc, dar când, în puținul ăla timp când rămâne, mai citesc. Și ce am citit despre Paulonia, nu, showbiz, nu citesc showbiz și alte horoscop, nici atât. Am fost pasionată, dar acum nu. Deci, Paulonia. Frunza, am chiar aici o plantă, trebuie să o plantăm într-un loc unde am constatat că nu a ieșit, mai schimbăm din când în când, acolo unde e cazul. Și Paulonia pe spate prezintă pe frunza inferioară, ea așa arată, în formă de inimă. O să vorbesc și despre formă și despre simbolism în viziunea mea. Pe spate are niște perișori. Nu știu, camera mea nu e prea performantă ca să putem observa, dar vom merge la fața locului și vom lua o plantă mai mare ca să observați mai bine. Perișorii aceștia au rolul, servesc, pot ajuta la captarea prafului. Și în orașe e mult praf. Smogului. Am citit că poate fi și un bun izolant. Captează sunetele, gălăgia. Nu știu în ce măsură e adevărat sau nu. Nu știu în ce măsură sursele sunt adevărate sau nu, dar eu asta am citit și asta vă povestesc. Frunzele sunt foarte mari. Foarte mari. Florile sunt foarte mari și foarte parfumate și ele servesc și ca hrană pentru albinuțe, căci Paulonia este melifer și produce foarte multe miere de albine, pe lângă altele. Iată motive în plus pentru ca Paulonia să fie plantată peste tot, nu numai la sate sau peste tot. Mai ales în oraș, acolo unde e cel mai mare nevoie. Paulonia poate fi plantată ca perdea protectivă contra zăpezii. Că ați văzut ce e la noi la români, da? Dacă se plantează Paulonia pe de o parte și pe alta a străzilor și nu mai avem probleme cu zăpada, cu... Bine ar fi, nu? Paulonia are niște rădăcini foarte lungi și rădăcinile acelea fixează pământul, acolo unde pământul o ia la vale, din cauza defrișărilor sau a fracturărilor, acum depinde de zonă. Fiecare zonă are problema ei. Motive în plus pentru care Paulonia ar trebui să fie plantată. Că cei de la guvernare nu s-au gândit, este o problemă. Dar asta nu înseamnă că noi stăm în rezolvarea, în soluționarea problemelor
pe baza lor, că noi ne-am obișnuit ormai de acum. Vom lua atitudine singuri-singurei. Vom răspândi informația până va ajunge unde trebuie, acolo unde se iau deciziile. Știu la ce vă gândiți. Păi ce, Paulonia nu se adaptează la noi în România, că Paulonia vine din China, nu-i așa? Da, vine din China, așa e. Dar eu vă spun din surse sigure că Paulonia se adaptează și la noi în România, pentru că cineva mult mai inteligent, mai deștept, pe care noi l-am omorât în 89, nu-i așa? Nu noi, că eram prea mici, că eu aveam 8 ani. Dar părinții, bunicii, acolo, și trădătorii de neam. Pentru că toată lumea s-a bucurat, nu? În ziua de Crăciun. Toată lumea s-a bucurat și a chefuit. Da, cineva s-a gândit cu mult înainte să planteze Paulonia. Și acel cineva e Ceaușescu, bineînțeles. Ceaușescu s-a documentat, poate nu el, poate a avut în jurul lui oameni capabili, da? Că nu s-a dus el să studieze fiecare problemă și soluție în parte, dar a avut oamenii capabili, ăia care nu l-au trădat, și a găsit soluții la probleme, a aflat de Paulonia și l-a plantat. Și la noi, la Râmnicu Sărat, noi avem o străduță plină, Strada Toamnei se cheamă, care este și de o parte și de cealaltă, avem numai Paulonia acolo. Și dacă eu o să găsesc poze, sper să le mai găsesc în computer, o să vă arăt. Pentru că am făcut niște poze cu acei Paulonia. Nu, cu siguranță, acei Paulonia nu au fost îngrijiți în maniera în care ar fi trebuit, cum se face acum, tăiere tehnică, înlăturați lăstarii să crească drept, cu siguranță. Dar Paulonia rezistă în România de ani de zile. 30 și ceva de ani de zile avem Paulonia. Căutați bine, uitați, studiați copacul și uitați-vă în jurul vostru, studiați natura mai bine și observați, nu cumva în părculețul vostru aveți Paulonia sau pe străduță, și observați-o și spuneți și la alții, oameni buni, Paulonia rezistă și în România. Că poate nu fi hibrid, șantog sau tog sau cum Dumnezeu le mai zice, că sunt foarte multe, au apărut multe, e adevărat, or fi și bune, or crește și mai repede, că hibrizii cresc mai repede, dar noi, după puterile noastre, după, cum să vă explic eu, da, puterea noastră economică până la urmă, nu toată lumea are 5.000 de euro să-și planteze un hectar, haideți să fim serioși, noi suntem țărani, noi trăim de pe azi pe mâine, noi nu avem servicii și noi nu ne împrumutăm la bancă pentru nimic în lume, nici pentru un televizor. Noi vorbesc de mine și de soțul meu, restul lumii nu știu, nu cunosc, dar noi nu facem împrumut la bancă nici măcar pentru un televizor. Dar apoi pentru o plantație de 5.000 de euro, să fim serioși, nu. Și atunci a trebuit să studiem problema, să constatăm, nu cumva putem planta din semințe. Da, putem, pentru că suntem în al doilea an în care noi plantăm. Noi punem la germina semințe și din sămânță ajungem la plantă. Noi, această plantație pe care am făcut-o, am făcut-o de la sămânță. Nu ne permitem 5.000 de euro pentru plantație, dar cei care își permit să o facă, dacă își permit să o facă, să o facă și să spună mai departe, fraților, Paulonia funcționează, Paulonia merge și la noi, Paulonia este cu adevărat soluția la majoritatea problemelor cu care ne confruntăm. Și cam astea sunt
să mai spun câte lucruri am putea face cu lemnul de paulonia, că este foarte ușor și foarte... și o calitate foarte bună. Nu mai are rost, pentru că voi căutați pe Google și veți afla foarte multe lucruri. Putem face... Vai, câte lucruri n-am putea face. Mobilă, butoaie, cutiuțe, instrumente, pixuri, ceasuri, ce doriți, gândiți cam ce am putea face noi cu lemnul de paulonia. Vedeți ce fac cei din China cu lemnul de paulonia? Și gândiți-vă, dar noi de ce nu am reușit? Adică noi ce avem? Am spus că revin la forma aceasta, în formă de inimă, frunza. Vedeți? Paulonia are frunza în formă de inimă. Și are mai multe denumiri. Copacul minune, pasărea Phoenix, arborele prințesei. Sunt foarte multe denumiri. Arborele vieții. Eu, când mă uit la paulonia, mă gândesc cu ce aș putea să asemăn, cu ce denumire aș da eu acestei plântuțe, acestui copac când va crește. Și eu, când mă gândesc la o inimă, mă gândesc la iubire. Și eu, când zic iubire, mă gândesc la Fiul lui Dumnezeu. Pentru că din dragoste pentru noi s-a sacrificat, din iubire pentru noi și-a dat viața și a înviat. Și așa cum El și-a dat viața și a treia zi a înviat, așa și paulonia. Pentru că dacă o sacrificăm, de fapt ea se sacrifică pentru noi. Pentru că la puțin timp, nu știu cât exact, chiar am să mă documentez la cât timp, nu știu dacă la 3 zile, nu știu la cât timp, odată ce a fost tăiată, ea se regenerează și crește iarăși, restart și crește. Și noi iar o sacrificăm. Și a doua oară. Și ea iar crește. Și a doua oară. Și o mai sacrificăm o dată. Și a treia oară și iar crește. Deci, eu această plântuță o văd ca un dar făcut de Dumnezeu pentru noi oameni. Ca să ne rezolvăm toate problemele. Toate care sunt. Și așa ar fi bine să o vedeți și voi, ca pe un dar de la Dumnezeu, dar pe care trebuie să-l respectăm, să-l fim recunoscători pentru el, ca după ce crește să-i mulțumim înainte să-l tăiem și să ne ierte că-l tăiem. Eu așa văd, nu știu cum vedeți voi, dar eu așa văd. Darul lui Dumnezeu făcut pentru noi oameni, care din iubire pentru noi ne-a dăruit ceva minunat să putem supraviețui. Ne-a dăruit, prin el ne dăruiește aerul, ne dăruiește adăpostul, lemn pe care îl putem folosi, să ne facem un pat, să ne facem un acoperiș, o masă, un scaun. Ne dăruiește miere de albine, care este medicamentul cel mai bun. Și așa cum știm cu toții, hrana albinelor, că dacă n-ar mai exista albine, știm cu toții ce s-ar întâmpla. Dacă n-ar mai exista albinele, omenirea ar dispărea, nu-i așa? Și atunci, paulonia ne dăruiește
hrană pentru albine. Sunt multe de spus despre Paulonia, multe de spus, nu prea mai avem timp. O să revin, bineînțeles, cu mai multe. Am zis să menționez și vreau să menționez tradiția care există în Japonia, dacă nu mă înșel. Prea frumoasă, nu pot să nu o menționez. La nașterea fiecarei fetițe, părinții plantează în paulonia. Și când fetița crește mare și va deveni femeie și se va mori, da, acel paulonia este tăiat. Și din lemnul obținut, în urma lui, părinții fac un cufăr pentru fată. Nu e așa că e frumos? Ca zestre. Ca zestre de nuntă. Mi se pare minunat. Am vrut să menționez și pe asta. Revin, mai facem filmări și vă mai arăt ce am mai plantat pe lângă paulonia. Am mai pus, după cum v-am arătat, roșii, fasolică, pus și fasolică. Permacultură, vă amintiți ce v-am spus? Urmărim natura, vedem cum se manifestă, o aplicăm și noi. Pentru că în natură, în pădure, nu o să vedem sunătoare într-un loc și atât. Câmp de sunătoare, câmp de coada calului și sau mai știu eu. Sau numai pom de salcâm. O să revin și asupra salcâmului. Doamne, sunt atât de multe de povestit. Da, spuneam că am pus mai multe. Am pus și pepeni aici. Lângă paulonia am pus pepeni. Am pus fasole, am pus cartofiori, am pus ardei, am pus floarea soare. Nu, aici nu, nu revin. Floarea soare nu am pus încă. Aici. Ce am mai pus? Da, gogoșare am pus, gălbenele, mentă, salvie, am pus de toate, pentru că vreau să fie în natură, așa, un buchet cu de toate, așa. Și ce am spus, da, despre salcâm, salcâmul e minunat și parfumul lui e minunat și florile sunt minunate pentru că folosesc ca hrană pentru albinuțe. Cineva mi-a zis, dar nu era mai bine să fi plantat salcâm acolo în loc de paulonia, că dacă nu se adaptează și dacă nu rezistă și că ar fi un fel de fiță chestia asta cu paulonia. Că a zis, mergea domne și salcâm, dar sună mai bine paulonia. Da, mergea și salcâm. Problema este următoarea. N-aveți idee de câte ori nu era să-mi scot ochii în țepii de salcâm pe aici, când am curățat. Salcâmul, spre deosebire de paulonia, se mulțește foarte repede din semințe. E incontrolabil. Paulonia nu se mulțește așa haotic, să știți. Are nevoie de anumite condiții, de umiditate, de lumină, de căldură, de... Nu se mulțește cum s-a auzit, cum s-a zvonit. Poate în alte țări, mult mai calde, la noi nu. La noi este, dacă îl plantezi, îl pui la germinat și dacă ai grijă de el, îl uzi constant, da, se prinde, dacă nu, nu. Și atunci, da, nu e un moft, nu... Ne plac salcâmii, dar ne plac salcâmii unul așa, unui școlu pe terenul acesta. Salcâmii sunt buni și frumoși și utili, evident, în pădure. Nu pe terenul, micuțul teren pe care îl ai și tu în
frumos strămoși. Și nu pot să fac un pat din salcâm. Și credeți-mă, m-am săturat de mucegai. Până în gât. Vreau și eu un pat dintr-un lemn. Nu-mi permis să cumpăr pat din lemn masiv. Nu, nu. Noi nu ne permitem. Cei care au salarii mari și sunt în guvern, ăia, da, dar noi nu. Și mi-ar plăcea să am și o masă din lemn. Mi-ar plăcea să am niște scaune din lemn. Și mai ales mi-ar plăcea să am un șifonier din lemn. Noi pot face din salcâm. Salcâmul e bun pentru foc. Ori noi nu vrem doar lemn pentru foc. Vrem un mediu curat, obiecte curate și sănătoase. Vrem o viață sănătoasă, curată, simplă. Pentru noi și pentru copiii noștri. Mă opresc aici momentan, că mai am bălării de jumurii.